A lovit cu mașina un câine și s-a lăudat cu asta pe internet. Este isprava unui șofer care a fotografiat patrupedul rămas blocat în bara automobilului și a plasat poza pe o rețea de socializare comentând că va mânca friptură. Deocamdată nu se cunoaște când și unde a avut loc incidentul. Poliția s-a autosesizat în acest caz și urmează să-l identifice pe bărbat. Cruzimea față de animale este pedepsită cu amendă de până la 37.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar închisoarea de până la un an.